Bună dimineața! O, e Sam, ai grijă! Dimineața. Aici eu pe Sergiu l-am pus în funcție, așa cum eu nu ajung la draperii. Ne pregătim, nu de Paști, ne pregătim de vară, de primăvară. De mult nu le-am, adică nu le-am spălat niciodată, știi de asta? Da. Doar le-am călcat. Nu am jumătate niciodată. Da, dar trebuie să fie un praf foarte mult pe draperiile astea. Pune așa pe ușă, mă rog. Sergiu aici ne le scoate tăti, eu deja de astea din salon le-am pus, am luat și micul dejun. De-am dacă scot draperiile alea, cam să fac și repede și geamurile cu chestii și când e friguț afară, dar săptămâna asta care vine o transmis ploi și am zis că azi dacă e soare să le facem masă. Am uși mă apuc spăl și pe jos, pentru că ieri au făcut aspiratorul, dar n-am reușit să fac pe jos spăl. Vă spun și meniu noi avem pe azi, adică n-am gătit, nu știu dacă o să gătesc astăzi, dar nu știu dacă o să mănânci ceea ce avem. Deci avem supă de mazăre, avem cartofi înădușiți cu cărniți și cu murături, avem prăjoale și hrișcă. O să întreb băieți ce o să mănânci. Alex, sunt sigur că o să mănânci prăjoale cu pâine. Hrișcă nu și nu vrea el să mănânci. Sergiu a mâncat aseară hrișcă. Nu știu dacă o să mai vrea. Dacă ceva, la moment, găsesc eu și le fac câte ceva. Avem și pelmeni încă la gheață cu carne. Putem să-i mâncăm, așa că mâncare este. Nu gătesc azi. Numai dacă să nu mă apuc și vă vreo cuptură. Am vrut să vă spun că și ieri seara noi am mâncat fontan de la congelator. Da, iată, uitați-vă așa. Numai că eu m-am temut, spun așa, cu silicon și le-am pus fără silicon și ele au căzut pentru că ele cresc și au fost foarte gustoase. Deci eu o să fac așa. Am să-mi iau forme speciale, cred că. Și am să fac vreo 2-3 porții și le pun la congelator. Vine cineva, nu avem dulce acasă, am scos, am dat în cuptor pe 15 minute și cu înghețată-i. Super! Ce ai văzut? Ce ai văzut acolo? Ce s-a auzit? Ah, tăticul le scoate toate odată, da? Wow, ce lumină în cameră! Și frumos! Salonul e gata. Aici toate draperiile astea sunt spălate. Le-am pus la 30 de grade, jumătate de oră, că lor nu le trebuie mult. Am pus acum albe. Albe le-am pus la 60 de grade, vreo oră și 20. Le-am pus și puțin as, ca să le înălbească puțin. Astea albe sunt mai murdare. Am făcut și în birou la Sergiu. Sergiu se întârzi în oraș. Plecat el cu treburile lui și o să întârzim. Alex, salut! Alex a finisat orele online. Și ce faci? Faci treburi, Alex, da? E ca și-o scos acolo pozele și am spus de ce le-o scos. O stricat și pozele și dulapul. Așa, Alex? Dați-vă pozele jos, alte poze noi nu avem de astea. Trebuie să roți tot acela de acolo. Cum ai să roți? Nu ai să roți. De ce spun? Nu, nu, dar pentru ce să le pui tu albi foile deasupra? Lasă-le așa pe urmă, să mama să gândească cu... Să dai amuși niște șervețele, să dau cu spirt și e scurăță, bine? Să încerci, bine? Și pe urmă fă-ți patul. N-ai lecții de făcut? Nu vrei să mănânci încă? Da? Bine. Eu mi-am pus hrișcă cu prăjoale. Mă duc să-i dau niște șervețele de-astea cu spirt lui Alex, curăță acolo sus. Așa, nici nu m-a întrebat. Când copiii întreabă, atunci nu se întâmplă așa situație. Dar Alex la noi iubește să fac singur multe lucruri. Și astea sunt consecințele. De câte ori i-am explicat că când pornești să fac ceva în casă sau la dânsul o dai, trebuie să întrebi. Întrebați copii, întrebați. Veți primi răspunsuri. Așa că și-a stricat pozele. Și nu avem astea. Pozele sunt de la școală, care se dă doar un exemplar. Nu avem, cum se numește, nici pistic, nimic. Casa am curățat-o. A fost Sergiu acasă și-a pus și draperiile. Nu toată casa nu a reușit. Eu așa le-am deschis puțin.
puțin să se usuce. S-a uscat deja. Fața mea și de bățâtă. Așa e și afară. E un timp, nu știu. Vreau să vină primăvară, vreau să vină soare, căldură, dispoziții. Sergio a plecat cu Alex la basket. Cât ei au fost plecați, eu ne-am spălat tot. A rămas doar în baie, mă duc fugulița să fac lavoarele. E cât o luat și ei tare rău. Eu am stat puțin aici și de luminosă nu dai că nu-ți draperiile. Iată, uitați-vă, lăță, eu pe dânsa nu încurc. Vezi cum șade cu lăbuța? E ca cu ei rău, miuță, așa? E ca cu ei rău. Salut! Dar ce așa fără dispoziție? Obosit. Hello. Și cu noaptea asta acasă. Dar fac economii, n-ai văzut prețurile. Salut! Salut, dar și cu dispoziția asta. Alex n-are, Aria n-are. Ce faceți voi în drum? Ce ați făcut în drum, tati? În drum? Da, în drum. Sunt avașul la sus. Acuși Sergio spune și celelalte în aia. Celelalte o dă și ați le calc toate odată. Am mai făcut prin casă, am mai lămurit, am mai mâncat și gata. Așa drept de ați venit. Și... Cine ți-a făcut coafura frumos? Eu te-am împletit azi. Da, da, Maria. Ți-a schimbat coafura? Da. I-am mai găsit de lucru lui Sergiu. Adică eu l-am întrebat dacă poate azi să-mi scoată husele de la scaune. Oase. Nu le-am spălat niciodată. S-au murdărit oricum. Am avut oase. Și oaspeți. Noi generală zilele astea ne pregătim de Paști de-a binelea. Poate de scos, știi, de o leacă de dușit, jos, că sunt urădiști, cu asta, dar cu asta așa e mult mai ușor acum scos. Da, oh, wow! Ai văzut-o și cum arată, cu breton. Vreau să vă arăt ceva, cam cum se petrece la noi în fiecare seară. Iată, domnișoara Ariana aici s-a pus la televizor, da? Da, asta e coleg. Colegă? Da. Tu cine ești? Mama. Mama? Miuța cine? Pisică. A, pisică, dar ea se uită și ea văd că în rând cu tine, și da? Și asta e copilaș. Mie aș ți interesant la televizor, Mie. Uitați-vă la Mie, e invalidă, da? Da, e invalidă. E invalidă, da? Scuzați-mă. Da, scuzați-mă. Fost... Uite, eu pentru că... Școală acolo? Ce? Ce ai vrut? Uite, pentru că eu am luat păturic ca să nu fie frig. Acolo, Alex, e afară, joacă basket. Nu vrei să duci afară, nu? E deja ora 10 seara. Eu am finisat de călcat aici, la Alex și la Ariana, în birou. Nu mai pot, e prea târziu și m-am obosit. Foarte greu să calcă, anume draperia asta albă. Foarte greu. Se șfonează foarte așa, era prea tare șfonată și nu puteam lăsa. Ariana mănâncă lapte cu cereale, Sergiu mai are de lucru, Alex se joacă cu Mia, cu Mingi el se joacă acolo. Mă duc și eu să fac un duș, că mâine avem... Alex strânge jucăriile, bravo, Alex. Cum poate le strânge și el? Eu vreau să închid o leacă geamurile deja. Mie ce aștept? Aștept și Mie dusă la culcare, da? Eu trebuie să schimb aici lenjeria de pat la Ariana, la Sergiu am schimbat-o, la Alex tot. Așa că noapte bună, ne vedem mâine. Mâine avem o leacă de... Mâine asmunșim noi cu Sergiu, o leacă mai mult. Bună dimineața! Salutare! Sergiu o tras-o la vară. I-am spus să îmbraci mai bine, eu în scurtă, el în... Maior sau și... Și șorț, am arătat. Cald afară, 22 de grade. Alex a finisat lecțiile online. Noi am fost la sală și acum ne ducem la altă sală, ne ducem la cimitir să facem un leac de curățenie. Și cum venim acasă, facem în curtea noastră. Și tot azi prășesc acolo. O, vreți să prășesc? Azi dăm, dacă să avem ce? Cu lumânarea să facem? Cu lumânarea? Nu cred să facem cu lumânarea. Ne ducem să facem curat. Hai, ieși la ajută cu tata. Alex a strâns acolo săpile, da? Am luat niște săpi, hârlieți și căldăruși. Ați luat căldări? Pentru căldări pământ? Căldări ai luat, tata? Căldări ai luat, mărum? Da.
Da, au luat. Să mergem. Cristina, mâncăm plăcinte. Eu n-am mâncat azi nimic, e ora 12 deja. Mie dimineața mama mi-a făcut ouă. Da, eu le-am făcut ouă, eu am fost și la unghiuță. Am mâncat și un biscuit că mi-a fost prea puțin. Da, eu m-am trezit dimineață, am dus-o pe Reana la grădiniță, mi-am făcut unghiile și de la unghi direct la sală am fost. Rău că n-am mâncat, acum ne-i tare foame și Sergiu se mișcă greu. Și ai putut cu unghiile să faci sport? Păi ei nu fac cu unghiile sport. Cu corpul, nu? Am ajuns și la cimitir, cel mai mare cimitir din Europa, într-adevăr așa. Toți și să faci aici foarte multe morminte și multe secții noi. E un sector de asta mare, că noi suntem la mijlocul unui sector. Un sector de asta, mă tinc, într-o lună se umple. Ia că aici am făcut noi așa curățenie. Asta e gunoi care l-am făcut. Am vopsit masa. Da. Și ca Cristina termină și mormântul, am prășit și am scos tot iarba, cu și pământul, am adus pământ nou. Am pus acolo și punem și pe împrejur și punem gunoi în căldare și am plecat. De mâine, da, ploi și frig și trebuie să facem. Am uitat să luăm apă, să vedem floricele, că mai am flori, dar dacă mâine o să plouă. Dar mâine o să ploaie. De mâine ați ploaie. Dacă mâine ați ploaie, ploaie, dacă plouă, ploaie nu se oprește, în vreo 3 zile se oprește. Așa, așa că nu trebuie să... Încet masa, pus, nu te atingi. Da, asta e tata lui Cristina. Da, asta e bunielul lui Alex. Bunielul lui Alex. Era foarte fericit. Da, e ca la muștier. Noi și anul trecut am fost cu Alex împreună. Ce am făcut aici? Mama m-a dus aici, eu nu înțelegeam unde merge. Da, da, ați fost, vă erați mai micuți când ați da, acum știi, da? Da, deja știi. Fiecare an vinem și facem curat la bunielul. Da. Da, da, să fie frumos, ia și frumos așa. Salutare, eu am tras un pui de somn. Am venit la cimitir și mă dure foarte tare capul. Sergiu s-a apucat afară de gazon. Și am spus ca să-l ajut copășeii să facem. Oricum era foarte, soarele bătea foarte tare și nu puteam să facem ceva. Te văd. Ce ai făcut? Salutare. Mi s-a put gazon. Da, văd. Cu ce să te ajut? Tu trebuie cu cap? Da, da, mai bine. Produții, mă rog. Dacă să mă apuc, vreau să curăț produții bine. Produce că avem crenguțe, știi, uscate jos. Da, trebuie curățat. Curățăm și tufărașii ăștia tot. Da, da. Curățăm tot, știi, curăț jos. Știu. Și pe urmă cu greblă. Da, o scriplă. Ok. Că de mâine pe 5 zile ploi și da. Ascalt. Nu, trebuie la treabă. Facem că zilele da, se prână, să putem face gazul. Bine, cred că mă pălit tare soarele. Așa am avut o durere. Mi-a părut șagă soarele de la cimitir, dar acolo nu era deloc umbră. Copii, uitați-vă luna acolo. Luna, o vedeți? Aha. Fuu, la noi procesul merge. Da, cineva face nunt. Avem deja o oră jumate afară. Cristina ca cu copășei, eu am terminat gazonul, am ras și marjina, uitați-vă ce frumos. Frumos. Cerem, buburuza? Păi că vine vara, să fie multe buburuze. M-am curățat copășei. Da, pe din untru erau puțin uscați. I-am desfăcut tot așa și i-am curățat așa. Da. M-am zgâriat, vinișoar. Dar i-am scuturat bine, i-am curățat așa. Trebuie cu mânica lungă. Cu mânica lungă să te îmbraci. Și asta tot uscășiunea din nou. Tot uscășiunea, da. Tot împrejur am strâns acum. Da. Mult uscășiunea, s-o doar de la brăduț și iarba și mea era acolo.
și cum a trebuit dat. Bine, undeva de 5-6 ori pe lună tundem gazonul. Ce, mărăm? Dacă o să fie bine și soare și mult ploaie, o să fie mult. Da.